Registrul istoriei local și național. De asemenea, monumentul, bustul care reprezintă bustul aviatorului Gheorghe Negrescu, va figura și va fi înregistrat în registrul monumentelor de importanță națională și zonală în cadrul Ministerului Culturii și a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Este un privilegiu pentru Fundația Aviator Șebănescu ca astăzi o zi extrem de importantă pentru aviația militară și pentru respectul ce-l datorăm eroilor neamului românesc. Fundația Aviator Șerbănescu, prin echipa sa, avem și o surpriză pentru, mai ales pentru ele. Am înțeles de ce. Da? Nu, am înțeles dinainte, dar era ora, mă rog, deja ora trecuse. Sigur, copiii și dumneavoastră, eu pot să vorbesc, dumneavoastră puteți privi și puteți să și aplaudați, să știți că pilotul vă aude. Este surpriza aviației, surpriza domnului primar, surpriza noastră, surpriza sponsorilor, le mulțumim. Până se întoarce avionul cu pricina. Eu voi continua să vă punctez. Da, o să vină și un vapor, dar nu astăzi. Când să aveți școala cu nume de marinar undeva. Onorată asistență, avionul este considerabil ca această carte să apară astăzi, odată cu numele școlii, inaugurarea numelui școlii și dezvelirea monumentului. Fac o pauză să putem să privim zborul. Rămâna, să rog mâna! O să culegeți și bomboanele mai târziu. Ele sunt în siguranță la umbră. Aici sunt florile în memoria eroului aviator Gheorghe Negrescu. Aș vrea să închei, dacă îmi permiteți. Oricât v-aș iubi, am o rugăminte la dumneavoastră. Lăsați-mă să închei. Aș vrea să prezint neapărat echipa, delegația de astăzi a Fundației, domnul comandor aviator Alexe Rusen, domnul comandor aviator inginer dr. Gheorghe Ștefan, pe care îl știți și pe dr. Rusen, știți, scriitorul Florin Grigoriu, da, este aici. O să rog pe scriitorul Florin Grigoriu să vă spună avionul din nou. Probabil că domnul primar a știut când să pună să vorbesc eu, tocmai ca dumneavoastră să fiți semi-atenți. Da, mulțumim. Și bineînțeles, întreaga echipă pe care ați cunoscut-o atunci când noi am făcut prima vizită la dumneavoastră în școală. Totodată, este foarte important, da, ce vedeți voi, acolo sunt aviatori, dragi copii, sunt aviatori precum domnii ofițeri în uniformă, numai că poartă o altă uniformă, adică un combinezon de aviație. Vreau să vă spun, și este foarte important, că forțele aeriene române au sprijinit acest proiect. Continui și închei totodată.
este foarte important. Active ale aviației militare românești, aviația bârlădeană a fost readusă la Bârlad și la dumneavoastră în comună cu sprijinul și implicarea domnului general Petru Gălușcă de la Statul Major al Forțelor Aeriene. Totodată aici onorează cu prezența flotila 95 aeriană Bacău, Alexandru Șerbănescu, capitan aviator Alexandru Șerbănescu, pentru că unitatea poartă numele aviatorului Șerbănescu, iar școala dumneavoastră poartă numele, iată, aviator Gheorghe Negrescu. Este extrem de important pentru părinți. Să știți că nu aș fi vorbit așa de mult dacă nu era zborul. Da. Mulțumesc frumos. Înseamnă că mă simt bine în mijlocul dumneavoastră, cu siguranță așa este. Nu este doar aparență. Flotila 95 aeriană Bacău sunt și sunt și cadre militare de gen feminin pe care părinții poate nu știau, copiilor pot să identifice în felul acesta un drum și o oportunitate pentru copiii dumneavoastră și elevii școlii. Închei prin a mulțumi domnului primar, școlii, tuturor cadrelor didactice, echipei mele de la Fundația Aviator Șerbănescu și, bineînțeles, Forțelor Aeriene Române. Totodată vreau să mulțumesc mediei bârlădene, Media TV, care a ținut să promoveze ceea ce noi am desfășurat la Bârlad pe data de 21 mai 2010. Și presa locală, păstrez articolul de atunci. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici. Vreau să-i mulțumesc la final și nu în ultimul rând doamnei Inspectoratului Școlar Vaslui, doamne inspector șef, care a înțeles că promovarea valorilor în domeniul aviației, din domeniul aviației militare, este foarte importantă și este foarte important ca valorile să fie readuse în conștiința publică, locală sau județeană. Cu alte cuvinte, doamna inspector școlar general, profesor Mihaela Veronica Kosovski, aici de față, vreau să-i mulțumesc public pentru ca pentru dumneavoastră astăzi să reprezinte un început de drum în materie de promovarea valorilor și aviației militare românești. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum asigur că am și un beneficiu, că dumneavoastră aplaudați inclusiv zborul, cu alte cuvinte eu pot să consider că mi se adresează și mie. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc mult! Mult succes copiilor! În primul rând nu vreau să-i țin iesoare și n-aș vrea să fiu, știu, prolifică în discurs. În primul rând, cred că noi, cadrele didactice, suntem datori cu mulțumiri fundației, pentru că, iată, într-o societate când copiii își pierd valorile, ne propun o valoare. E adevărat că în ultimii 10-15 ani ne-am pierdut, în primul rând, cultul eroilor. Această activitate ar trebui să fie, știu, aproape în fiecare școală, fiecare comună ar trebui să-și identifice un erou și, de ce nu, să realizeze acest cult al eroilor, pentru că elevii au nevoie de modele. Și să știți că primul pas a fost făcut, pentru că toți băieții de clasa 1 șopteau, mai mult decât șopteau, strigau în spate că se vor face aviatori. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să fiți tot ceea ce vă doriți și dacă nu o să aveți aripi de oțel, să aveți acele aripi care să vă ajute să vă luați zborul oriunde vă doriți. Dar cinstiți memoria eroilor. Mult, mult, mult succes! Îl rugăm pe domnul Corneliu Grichineț să ia cuvântul, vicepreședinte.
Eu vă mărturisesc că particip din 76 la deschidere de an școlar ca învățător, profesor, senator, președinte de Consiliul Județean, vicepreședinte, dar o deschidere mai frumoasă ca aceasta de la Frunzișeni n-am văzut niciodată. E drept că era să pun mâna pe bomboană, dar a căzut să te rog la piciorul doamnei general. Și n-am putut să mă plec. Stimați prieteni, dragi copii, stimați ofițeri, doamne, ați vorbit din suflet și am văzut că vă bucurați, trăiți evenimentul. Sigur, nu o să uitați nici voi, nici părinții, nici profesorii, nici noi această deschidere. Sunt aici scriitori, artiști, poeți, sculptorul care mi-a fost profesor. Da, profesor, ați văzut dacă nu m-ați lăsat repetent cum am ajuns să conduc județul. Iată, dintre voi, din satele acestea, o să se desprindă din Pluton câțiva, mai mulți, sper, care vor însemna ceva pentru cultura, pentru neamul românesc. În urmă cu 100 și ceva de ani, din satul vostru, un tânăr cu imaginație, un om de vocație, s-a plecat și iată... Ați văzut cum cad bomboane numai în curtea vecinului, ăla e de la liberal, sigur. Veți vedea? O să vă închinați la acest gust, o să studiați despre istoria zbuciumată a personajului în cauză. Iar printre voi, întotdeauna să credeți că sunt valori, să le căutați, să le cultivați. Sunteți la școală, încercați să vă preteni, bucurați-vă de viață. Închei prin a vă spune două versuri. Iată, Vicinet, senatorul, vine la Frunzișeni cu vapor. Ia uitați-vă! Domnilor, felicitări pentru toți ce ați făcut și vă doresc numai bine în viață. Dumneavoastră, ofițerilor de carieră, dumneavoastră de la fundație, care vă cheltuiți timpul și banii pentru ceva frumos. Felicitări și la mulți ani! Domnul sculptor vrea să ne spună câteva cuvinte și rugăm și noi să facă. Vă mulțumesc. Într-adevăr, câteva lucruri voiam să le punctez. Din punctul de vedere a celui care a modelat, înlut, să scoată la iveală trăsăturile fizice și morale ale unei înalte personalități, care, iată, în momentul acesta va reprezenta și școala din am oarece experiență în a realiza busturi ale unor asemenea personalități. N-am avut prilejul să realizez vreodată un aviator, iată că am făcut-o acum. Mărturisesc că nu i-am cunoscut, n-am cunoscut personalitatea aceasta decât recent, când am citit o carte despre el și am înțeles că am de-a face, că fac cunoștință cu o personalitate cu totul excepțională. N-am avut mare prea mult material documentar la dispoziție, însă i-am descifrat trăsăturile în felul în care se vede și la bustul respectiv. Am senzația că i-am surprins ceea ce îl caracterizează, un tip robust, de mare rezistență, îl simt de o anumită noblețe aristocratică. Eu consider că, pe lângă alte busturi care reprezintă personalități și sunt puse în fața diverselor școli din județul Vaslui, sunt convins că și acesta, bustul aviatorului, generalului aviator inginer Gheorghe Negrescu, va fi de acum foarte bine cunoscut și preamărit așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Maestre, domnule președinte, onorată asistență, două vorbe vreau să vă spun ca să vedeți ce înseamnă coincidența. În 1977, în noiembrie, sicriul cu trupul aviatorului Gheorghe Negrescu a fost purtat de ofițeri ai forțelor aeriene, printre care și locotenentul de atunci, domnul general, bine, era locotenent atunci, domnul Gălușcă, cel care ne-a însoțit la Bârlat pentru prima oară, aducând aviația. Bun, e suficient, da.
Vreau să vă spun că mesajul meu nu este numai al istoricilor și muzeografilor din județul Vaslui, de la muzeele din Vârlaț și Vaslui, ci și din partea unei asociații culturale, Academia Rurală Elan, a cărui președinte este prezent. Ne-am gândit încă din mai la această acțiune la care cu toții asistăm astăzi și mă bucur că am putut să ajutăm atât pe sculptor în documentarea și în realizarea operei plastice, cât și pe comandorul Gheorghe Ștefan, cel care practic a sponsorizat lucrarea ca atare. Permiteți-mi să spun gândul lui Gheorghe Negrescu. Gheorghe Negrescu, a cărui viață și opera au fost publicate prin bunăvoința Consiliului Județean Vaslui de către Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, încă din 2004, de către muzeograful Vasile Avram de la Muzeul Național de Istorie al României, cel care a avut documentele și întreaga colecție a generalului aviator inginer Gheorghe Negrescu. Iată câteva gânduri de a lui Gheorghe Negrescu, cu care și închei, și anume spunea în relația sa cu satul natal că deși de multe ori a umblat pe pământ cu stomacul gol, a avut această pornire de a plimba zmeul ca fiu al satului în calitatea sa de copil și mai târziu a putut să zboare mintea, gândul și sufletul către cerul patriei. Așadar, spunea el în încheiere, dacă mai sunt nori, aceștia oricum vor trece cu optimismul debordant al unui om care are curajul de a fi temerar al văzducului și chiar dacă vor mai găsi pe pământ oameni răi, bunătatea cerului îi va acoperi. Vă mulțumesc! Sponsorul culturii și a firmei școlii. Doamnelor, domnilor, dragi copii, anul trecut, în luna ianuarie, ca membru al fundației Eurocapitan Alexandru Șerbănescu, m-am gândit ca fiul al Bârlatului să mă implic într-o activitate frumoasă, având un model al generalului aviator inginer Gheorghe Negrescu, născut la Prindiceni. N-aș vrea să vorbesc despre meritele acestui aviator, fiindcă dacă veți lua cartea, o să rămâneți profund impresionați ce calități deosebite a avut acest general, un om de o onestitate rar întâlnită ca mine în cariera mea din aviație de 41 de ani și nu numai onestitate și integritate morală deosebită, cum rar să întâlnesc asemenea oameni. A fost un luptător, a luptat în cele două războaie, războiul Balcani, în primul război mondial, vreau să vă spun că într-o luptă aeriană, fiind ciuit de gloanțele inamicului, a fost obligat să aterizeze pe un teren, dar din păcate, având observator pe sublocotenentul Tetrat, care s-a rugat să le ia în avion, ca observator, când a aterizat, observatorul era deja mort, era fiul generalului Tetrat. Deci vă dați seama acești luptători, din primul și al doilea război mondial, cu avioane care vă dați seama nu aveau nici carimbe, cabine, gurau la vedere, nu aveau armament. Totuși mergeau să lupte pentru ca să apere patria. N-aș vrea să mai vorbesc despre generalul Negrescu, pentru că dumneavoastră o să-l cunoașteți. Iar copiii de lungul activității școlare, domnul profesor de istorie, probabil că o să le povestească. Eu vreau să vă mărturisesc sincer, să vă mărturisesc că anul trecut, când am început această, am luat această inițiativă, am avut sprijinul tuturor persoanelor la care m-am adresat. Cu toate că nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească, a fost doctorul Constantin Teodorescu, care împreună cu Comisia de Cultură mi-a îndrumat, să spun așa, pașii pentru a realiza acest proiect. De la Bârlat, de asemenea, trebuie să mulțumesc
doamnei profesor dr. Elena Monu de la Academia Bârlădeană și doamnei farmacist Liliana Sârbu, care de asemenea m-a ajutat pentru a face toate demersurile necesare. Aș vrea să mulțumesc domnilor din Vaslui, domnule vicepreședinte Bighineț Corneliu, care ne-a onorat cu această prezență, domnului doctor profesor Laurențiu Chiriac, tot la Vaslui, domnului sculptor care m-a ajutat foarte mult, Gheorghe Alucoaie. Vreau să vă mulțumesc sincer celor din localitate, să mulțumesc domnului primar Nicolae Lupu, care m-a ajutat extraordinar de mult și a fost alături de mine în oricare din activitățile necesare. Îi mulțumesc foarte mult că s-a străduit ca și această școală să arate atât de frumos. Mulțumesc doamnei directoare Mariana Benea. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice, atât celor din Comuna Frunzișeni, cât și din Grăjeni, care au depus foarte mare interes pentru ca să ajungem să ne împlinim acest scop. Acum aș vrea să, pentru copii, copiii poate o să înțeleagă mai târziu aceste probleme. În viața lor trebuie să aibă niște modele. Un model îl au aici. Acest bust, acest general care a fost devotat și un mare patriot al românilor. Ceea ce vreau să spun copiilor, dragi copii, voi să vă iubiți în primul rând dascălii, care vă inițiază, ca mai târziu să aduceți niște oameni de bază, apoi să vă respectați și să vă iubiți părinții, să nu uitați. Părinții v-au dat viață, trebuie să-i ascultați și în ceea ce vă spun, părinții totdeauna vă învață de bine. De asemenea, să acordați mare atenție tuturor disciplinelor istoriei, fiindcă să știți că noi am avut foarte mulți învățați care spuneau, au spus în felul următor, un popor care nu are istoria, înseamnă că acel popor nu există. Noi avem și istorie și avem și popor. Acest lucru trebuie să-l rețineți. Iar un mare învățat, dacă nu Moșe Nicolae Iorga, spunea în felul următor, un popor care nu recunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Noi nu trebuie să ajungem într-o asemenea ipostază. Iar ceea ce mi-am luat eu angajament ca să realizăm aici împreună cu Fundația, erau Alexandru Serbănescu, vreau să vă spun, când ceea ce am citit despre Negrescu, eu m-am găsit în foarte multe ipostaze în care s-a găsit acest om. În cei 41 de carieră militare, eu m-am regăsit în ceea ce a făcut Negrescu. Prin toate necazurile pe care a trecut el, vă spun sincer că am regăsit. Din partea Academiei Bârlădeni, vă rugăm mult pe doamna profesor dr. Elena Momu să ia cuvântul. Academia Bârlădeană, care va împlini la 1 mai 1915, 100 de ani, așadar este cea mai veche societate literară din România, după asta, de la Sibiu, da? A fost onorată de invitația făcută de președintele Fundației Aviatorii Roșii Antonescu, doamna Eleonora Arbănaș. Ne-am întâlnit în mai multe rânduri anul trecut, în 3 ori, și sigur că am contribuit, n-am să spun cu ce, veți vedea eventual la parte, prin 2 modalități, dar în principal pentru apariția cărții autorul Gheorghe G. Negrescu, Amintiri Necenzurate. Dar nu o să vă încânte, pentru că cartea aceasta nu încântă, este mai mult decât atât. Cartea interesează și aș spune, sau chiar o spun cu certitudine, va fi citită și de următoarele generații. Mulțumesc că Fundația Aviator Șerbănescu, prin doamna președinte, prin comandorul Gheorghe Ștefa, prin profesorul universitar Valeriu Avram, îngrijitorul cărții menționate mai sus,
pentru ceea ce a realizat, pentru că, și cu asta închei, evenimentul de astăzi, care este extraordinar din toate punctele de vedere și care va deveni din următoarea secundă, eveniment istoric, da? Acest eveniment va rămâne, în primul rând, prin parte. După dată, vă rugăm să nu vă plictisiți, mai sunt doar două momente. Acordăm două minute prezentării cărții pe care am primit-o și noi pentru școală, am primit-o și domnul primar, o să mai primească și alte personalități, dar apoi urmează depunerea de coroane și flori la monument, după care vom fi liberi. Nu o să mai iau să mă suportați, pentru că sunt cea implicată direct în apariția acestei cărți. Sigur că doamna președintă Academiei Bărădene, doamna doctor Elena Monu, neștiind pașii programului, a vorbit deja despre carte. Neștiind că vom încheia cu prezentarea scurtă a acestei cărți, fără pretenția de a o considera lansare. Cu alte cuvinte, aș vrea să vă spun că această carte a fost posibil a fi tipărită la București, grație efortului financiar al Fundației Aviator Alexandru Șerbănescu, grație Academiei Bârlătene, care a contribuit cu o sumă de bani și, bineînțeles, familiei Arbănaș, care a contribuit cu mare parte din suma de bani pentru finanțarea tipăririi acestei cărți. Ce vreau să vă spun este că această carte reprezintă memoriile aviatorului Gheorghe Negrescu, necenzurat, am spus noi amintiri. Ele au fost strânse, practic, de la coșul de gunoi, și puse în ordinea cuvenită. Ea acoperă viața de 1909 până în 1961. Multe lucruri se regăsesc și astăzi. Această carte a fost, ca să zic așa, extrem de muncită de o echipă extraordinară condusă de profesorul dr. Valeriu Avram, istoric de aviație, cercetător în domeniul istoriei aviației, care îngrijește și adaugă notele corespunzătoare și absolut necesare ale acestor memorii. De asemenea, s-a muncit foarte mult înainte de a merge sub tipar, de o echipă compusă din scriitorul Florin Grigoriu, care vă va spune și dumnealui două vorbe și cu asta se încheie, referitor la carte, doamna profesor Maria Avram, care nu este aici prezentă, dar îi transmite mulțumiri prin scriitorul Florin Grigoriu. Doamnelor și domnilor, dragi cadrei ale Armatei Române, Armata Română este garanția poporului și a țării. Să nu uităm. În 1913, 1918, în 1941, 1945 și pe urmă, și înainte, 1877 și alte, și de-a lungul vremilor, până la Ștefan cel Mare și Sfânt, și înaintea vremurilor, până la mari eroi ai noștri, ai dacilor care suntem, pentru că pe aici n-a fost pus niciun picior de roman. Noi am fost și am trăit liber în Dacia Mare. Geniu artistic, geniu tehnic al poporului român, biserica, legea și ordinea au însemnat pavăza neamului. Spiro Aret, unul din mari ctitori ai învățământului românesc, trebuie să ne fie exemplu. Gheorghe Negrescu, Vlaicu, Vuia, Coandă, Gogu Șervănescu și alții și alții. Academia Militară, fără Academia Bârlădeană, Forțele Aeriene, Fundația și doamna Liliana Sârbu, probabil că nu am reușit acest lucru. Și bineînțeles, comunitatea noastră. Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune, sănătate și împliniri. Și succes copiilor!
Stați foarte rău aici și noi filmăm. Dacă nu e problema lui. Mai ascult, să nu se. Noi respectăm tot în respect. Este regulă când se filmează, nu treci prin fața camerei. Și dacă se întâmplă, se întâmplă ce spune și gata. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul oștirilor cel puternic și tare în războaie, care de mult ai dăruit putere prea minunată robului tău David spre biruirea potrivnicului hulitor Goliat. Tu și acum, cu milostivire, primește rugăciunile noastre cele uminite și trimite binecuvântarea ta asupra ostașilor și armelor acestora și dă puterea și tăria robilor tăi acestora care doresc a le purta spre întărirea și apărarea țării și a bisericii tale cele sfinte, a orfanilor și a văduvelor, și fă-i cu ele înspăimântători și înfricăștori la toată într-armarea vrăjmașilor și totdeauna îi arată purtători de brință spre slava ta. Că tu ești tăria și întărirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Ajutat la construirea lui și pentru toți credincioșii, pentru sănătatea și mântuirea lor, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre... Cuvântate motive nu au reușit ca să fie astăzi aici de față cu noi. Ne bucurăm nespus de mult pentru că, iată, cu ajutorul bunului Dumnezeu, în satul nostru a avut loc astăzi un moment deosebit, în cadrul căruia ne-am... Este un exemplu pentru noi toți, pentru că, iată, el, cu mult sacrificiu, cu mult curaj, cu multă voință și cu multă credință în Dumnezeu, a reușit ca să învețe și să ajungă departe. Așa cum s-a discutat aici, că această inițiativă a pornit de prin luna ianuarie, noi am avut grijă să ne pregătim și toți oaspeții care îi avem astăzi, îi rugăm să mai stea alături de noi, să mai vorbim câte ceva și să servim ceva. Un
eveniment de deosebit aici la Frunzișeni, să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți ceva cu bine. Da, acum aproximativ 2 ani, Fundația Aviator, capitan aviator Alexandru Șerbănescu a venit cu această propunere. În prima fază, propunerea a fost făcută ca să se dea unei școli din Bârlad numele de aviator inginer Gheorghe Negrescu. Între timp, de la Bârlad au făcut propunerea dacă Gheorghe Negrescu este născut la Frunzișeni, ar fi bine că să se dea numele școlii de la Frunzișeni, aviator Gheorghe Negrescu. Sunt vreo 2 ani de atunci, școala a început să facă propunere către inspectoratul a cerut la Consiliul Local, au fost toți de acord și chiar am ajuns în faza când, la 1 septembrie, chiar asta n-a venit de greu școli, domnul comandor Gheorghe Ștefan, fiind bârlădean, fiind foarte inimos, a venit cu propunerea în luna ianuarie, că el vrea să doneze un post. Noi, când s-a făcut această propunere ca să se schimbe numele școlii, ne gândeam că Consiliul Local o să vrească să suporte niște hotel, care nu prea eram, nu prea aveam hotel. Domnul Gheorghe Ștefan, a venit cu ideea că donează el acest post. Am acceptat această propunere cu mare bucurie. Demersurile au început de cum am ajuns la momentul când s-a dezvăluit acel lucru. Astăzi, când de fapt ați readus în memoria celor din Frunzișeni, pe Gheorghe Negrescu, aviatorul care s-a născut, dumneavoastră l-ați cunoscut sau ce simțiți în acest? E aviator? Da. L-am cunoscut doar din cărți și din ce spune istorie. Nu l-am cunoscut. Am întrebat... Am murit în 1977. Da, eu am mai întrebat aici din sat bătrânii satului și unii spun că ar fi auzit de această familie, unii spun că chiar nu știu nimic de această familie. Deci, iată, s-a pierdut urmele, nu mai are nici măcar... Dar a revenit astăzi acasă. Așa este cinstit ca întotdeauna să-i dai cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Organizatori, în primul rând, primăria acestei comune, un primar foarte bun, destoinic, Lupu Neculai, care va fi primar multă vreme aici datorită lucrurilor frumoase pe care le face. Iată, drum asfaltat, primărie nouă, școli noi, ofițerii pe care îi vedeți aici, și fiecare dintre ei va trebui să cuvânteze, să adreseze alt mesaj populației județului Vaslui, pentru că ei au contribuit la parada aviatică de dimensiuni mici, dar foarte interesantă pentru noi, pentru copii în mod special, pentru cei care conduc o fundație, pentru care s-au făcut eforturi financiare ca un boost al unui om emblematic pentru aviația românească să prindă contur aici, în satul natal. Eu, pentru că suntem în prima zi de școală, vreau să adresez un îndemn tuturor părinților să-și iubească copiii, să-i susțină la școală, profesorilor să-i învețe pe copiii oamenilor carte, iar copiilor le doresc înțelepciune, spirit de luptă și să dorească să fie învingători, așa cum a fost Negrescu. Atât. Și cum a fost, cum este cu acel vers, michinet senator, mâine vine un vapor? Nu, era vorba, în urmă cu ani de zile, domnul Constantinescu, care este haios prin structura lui, își făcuse un afiș. Iată, Titi e senatorul și se plimbă cu vaporul. Bineînțeles că n-a mai ieșit senator, a ajuns primar al Bârladului și eu cred că este un primar bun. Îți convine răspunsul? De ce nu? Importanță culturală, istorică. Și vreau să spun că să transmit tinerii generații mesajul că să cinstească eroii celui de-al doilea război mondial în frunte cu eroul capitan aviator Alexandru Șerbănescu, care a fost mobilul acestor activități din Frunzișeni. Și să urmeze exemplul acestui om prin a
Cinsti. Memoria. Nu mai memoria, ci valorile. Nu ci valorile, dar avea de a... Perpetua, da, promovată. Da, a perpetua. Vreau să spun... Fără, nici eu pentru că puneți liber. Se taie la montaj, se taie la montaj, nu eu. Da, e și soare și emoțiile. Cu ce comandor aviatura Alexei Lusin, dar n-am terminat. Bă, rog, așa. Să terminăm. Așa. Domnule comandor, iată, plotela la Bacău și-a făcut datoria, a entuziasmat copiii prezenți din satul Frântișeni, din comună, în premieră aici. Iată, ați participat și la un eveniment deosebit. Este adevărat. Acest eveniment deosebit în care niște oameni au marcat, să spunem noi, un moment istoric al aviației noastre, în care cinstesc mare aviator, pe domnul aviator general aviator Milescu. Era absurd ca forțele aeriene să stea departe și implicit flotila de la Bacău. A fost o plăcere și în același timp o mare mândrie pentru noi să ne aflăm în mijlocul acestor oameni care știu să cinstească eroii, știu să fie patrioți și nu trebuie să ne ferim de acest cuvânt, că nu este un cuvânt mare. Prin ei, prin cei care astăzi, acești copilași care poate cei din clasa 1 și-au dat seama pentru prima oară ce înseamnă un aviator, poate peste ani și sute de ani, când vor vorbi lor, bunicilor, nepoților sau copiilor lor, își vor da seama că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu putem spune decât o istorie frumoasă. Și acum acea română, în acest moment, unde se pasă? Este pretutinde. Este acolo unde trebuie, acolo unde trebuie să-și deplinească misiunile, acolo unde, prin ordinele pe care le primesc, își duc la îndeplinire sarcinile pe care le au. Și să știți că... Doamna președintă, iată o fundație cu un scop nobil, într-o zi frumoasă, nu orice fel de zi, una în care anul școlar începe, iată un act de cultură, un act de istorie, un act de asemenea încărcat de noblețe. Suntem aproape de final și domnia voastră a dus greu, să spunem așa, la propriu și la figurat, material și spiritual. V-a rugat să ne spuneți câteva cuvinte, ca și concluzii, dacă doriți, pentru a zilei de astăzi. Este o împlinire pentru noi toți, un rezultat al eforturilor conjugate ale fundației, membrilor Fundației Aviator Șerbănescu, a unor personalități puține, din păcate, bârlădene, care au susținut acest demers și, bineînțeles, al școlii și al domnului primar din comuna Frântișeni. Pentru noi, fundația și, bineînțeles, forțele aeriene române active. Pentru noi, fundația este finalizarea unui proiect de mare importanță, care este dat acestei școli și acestor elevi spre a duce mai departe valorile naționale. Cu alte cuvinte, astăzi este o finalizare a unui mare proiect și un început la fel de important pentru școala aviator, general aviator Gheorghe Negrescu. Stimată doamnă președintă, sunt niște vremuri grele, să spunem așa, în care nu numai criza economică-financiară, ci și alte crize conduc la această stare de lucruri. V-a rugat să ne spuneți în măsura în care puteți și cât se poate despre costurile acestui proiect. Nu aș putea să însumez sub aspectul financiar costurile și chiar dacă aș fi făcut vreo socoteală, deși nu am făcut-o, nu ar avea aceasta nicio relevanță. Relevant este și extrem de important este ceea ce vedeți dumneavoastră aici, care s-a realizat din suflet pentru suflet, cu foarte multă bună credință și aplecare, chiar dacă pe aici pe acolo au fost sincope și reacția ale oamenilor practic nepregătiți pentru un asemenea ceremonial de un asemenea nivel, cu pretenții de comemorare sub aspect militar și religios. Costurile nu sunt nici pe departe, nu pot fi însumate, pentru că nu acestea au importanță. Important este rezultatul și nimic nu este prea mult pentru valorile neamului românesc și cu atât mai mult pentru aviatorii noștri militari. Doamna președinte, pentru că am început cu faptul că domnia voastră conduceți, iată, o fundație cu un scop plin de noblețe și faceți acte de asemenea pline de noblețe,
V-am rugat să ne spuneți întrebarea aceea care o adresează ziariștii de final. Ce urmează? Stimate domn, proiectele fundației noastre sunt generate de oameni care provin din aviația militară, sigur coordonate de Consiliul Director. Avem un proiect care ființează de ceva vreme, se numește Aviația Trecut, Prezent și Perspective, care este susținut în egală măsură de forțele aeriene prin șeful statului major al forțelor aeriene. Cu alte cuvinte, acel proiect vine și promovează aviația militară și zborul sub toate formele sale, oriunde este bine primită istoria și valorile neamului. Mulțumesc, doamnă președinte, Vala Andrescu, curatorul șef al ziarului Meridianu, tv.ro, vă mulțumesc și vă doresc succes pe toate segmentul domniei voastre de viață și activitate. Mulțumesc, vă ofer o carte.